Situație fără precedent la Spitalul Municipal Orșova. Unitatea sanitară anunță că își poate suspenda activitatea începând de săptămâna viitoare. Spitalul se află în imposibilitatea de a mai achiziționa hrană, medicamente, echipamente sanitare, reactivi și alte materiale necesare desfășurării activității. Astfel, începând cu data de 20 martie 2023, se vor asigura doar urgențele și nu se vor mai face internări. Voie să mâncați? Și nu mai aveți voie să consumați alcool, bine? Da. Și aveți un medicament, se numește Medrol, pe care așa trebuie să-l luați în fiecare zi, dar la fiecare săptămână să scadeți câte 4 miligrame. De suferit vor avea pacienții. Cei 55 de pacienți internați în acest moment în spital vor mai fi ținuți doar până luni 20 martie 2023, după care unii vor fi externați, iar alții transferați către alte spitale în funcție de starea fiecăruia. Conducerea spitalului spune că încearcă să facă tot posibilul ca pacienții să fie tratați în continuare aici. Intervențiile chirurgicale vor fi reprogramate, iar compartimentul de terapie intensivă își încetează activitatea de pe data de 22 martie 2023. Da, situația este disperată, pentru că noi acum, indiferent ce spune oricine, nu avem buget Spitalul Municipal din Orșova. Salariile, nici acestea în acest moment, din acest moment nu se mai pot plăti, pentru că acea hotărâre judecătorească produce efecte și sunt suspendate de drept. Este executorii acea sentință, deci nu mai avem buget. Astăzi, pentru că doamna președintă a Consiliului de Administrație a convocat de dimineață în Consiliul de Administrație, ne-am dus și am depus, pentru că exact cu jumătate de oră înainte de a intra în Consiliul de Administrație, am primit o adresă de la Trezoreria Municipiului Orșova, Serviciul Fiscal Orășenesc Orșova, care ne comunica că a luat act de acea sentință judecătorească, adică hotărârea 196, prin care sunt suspendate, deci inclusiv bugetul, nu mai avem buget și nici planul de achiziții anual. În consecință, orice am face, am venit cu o soluție tehnică. Ți-am spus, uitați, repuneți pe ordinea de zi, suplimentați ordinea de zi cu noul buget de venituri și cheltuieli al spitalului pe care l-am depus și cu planul anual de achiziții. Bineînțeles că în urma celor aproape 2 ore de discuții care au avut loc, concluzia a fost una singură. Dânșii spun că avem buget, noi spunem că nu avem buget. Uitând că dânșii de fapt vorbesc de viața unui om, vorbesc de pacienți, vorbesc de servicii medicale, vorbesc de lucruri importante și vitale vieții. În tot acest timp, medicii care au contracte de tip prestări servicii nu și-au primit banii de aproape 3 luni. Marea problemă este însă faptul că există stocuri de materiale sanitare pentru puține zile. Eu lucrez din 1977 în spitalul ăsta, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am condus spitalul la 17 ani, n-am avut situații de genul ăsta, dar nici n-am avut condițiile pe care le are spitalul acum. Ăsta este marele adevăr. Cât privește cu banii, vreau să lămuresc o poveste ca să știe toată lumea. Eu am un contract de prestări serviciu pe serviciu de imagistică cu spitalul de 2 luni și jumătate. Serviciul de imagistică este sectorul spitalului cu cel mai mare venit pe spital. Imaginați-vă că un serviciu care are 3 medici aduce într-o lună 1 miliard venit net. Asta se câștigă muncind. Am făcut 2 ture tocmai din cauza asta. Adresabilitatea majoritară pe serviciul de imagistică în proporție de 90% este din județul Mehedinți și din Drobeta Turnu Severin. Și dumneavoastră nu vă luați banii. Iar eu, fiind pe prestări de serviciu, intrând la capitolul de salarizare, nu primesc bani. Adevărul e că nu mai putem funcționa așa. Noi, de exemplu, laboratorul acuși rămâne fără reactiv. Avem stocuri foarte mici și sunt analize pe care deja nu le mai putem face. Și atunci, actul medical sigur că e pus în pericol. Închideți ușile și uitați la sâmbă. Dar nu e așa de simplu, pentru că oamenii stau la ușă, vociferează. Au programări? Da, bineînțeles că au programări. Plus că au diferite programări la alte spitale, mai mari, unde au diferite intervenții de făcut și au nevoie de analize. Între timp, pacienții sunt îngrijorați de soarta lor. Aceștia erau mulțumiți de serviciile medicale și, în plus, spun că nu ar avea bani să meargă la alte centre medicale. Sigur, că e singurul spital în orașul nostru. Pentru orice pleacă trebuie să mergem la Severin. Sigur că avem nevoie. Ce ar însemna suspendarea activității spitalului?
altfel nu o să mai aibă nimeni acces când și când are o urgență, când e ceva, nu putem să beneficiem de nimic. Dar cum să nu aibă bani, domnule? Adică în ce țară trăim? Sunt 85 de ani, pe ce să fac? N-am pe nimeni în casă, dar ce mă fac? Unde? Vreau să mă omoară. Mă omoară, ce se fac? Cum vedeți această situație pentru oameni? E normal așa ceva să fie trimis și dar nu e normal, domnule, cum să... Dar cum, cine a fi venit cu propunerea asta? Că nu mai are spitalul bani. Cum se poate, domnul, așa ceva? Spuneți dumneavoastră, sunt oameni bătrâni, dacă îi vedeți, le plângeți de milă. Știți ce înseamnă milă? Că poate aveți părinți, poate aveți bunici. Ei, domnii ăștia de la primărie, ăștia nu au părinți, ăștia nu sunt bolnavi. Să vină să vadă cum plâng oamenii, că a venit o femeie, mi s-a rupt sufletul, eu am ieșit 2 ore numai pe hol, am stat de mila ei, domnule. Și cum, unde duci oamenii ăștia? Îi duci direct în groapă? Domnul unde Vasa? Îi duci? Eu sunt de la Ilovița, sunt dintr-un sat vecin. Vin aici de o viață, că-s bolnavă. Aici și părinții mei și cum, nu se poate așa ceva, e imposibil așa ceva. Suntem bolnavi, domnule, suntem vai de viață, am venit cu 220 tensiuni, unde să mă duc acum? Am venit cu bătrâna, cu mătușa, care are 94 de ani și o supără coloana vertebrală. Aș vrea să expuneți. Și facem o radiografie. Cum vedeți faptul că de luni serviciile medicale de la Spitalul Orșova ar putea fi sistată pentru că nu a fost votat bugetul? E foarte rău, foarte îngrijorător pentru locuitori și noi suntem mulțumiți de serviciile care se prestează la spitalul acesta. Autoritățile locale spun că situația nu este nici de cum îngrijorătoare. Primarul declară că administrația locală va asigura banii de funcționare. Pot asigura, vă spun de pe acum, bani pentru hrana pacienților, pot asigura bani pentru plata medicamentelor și pentru dezinfectanți. Pentru altele nu asigur eu. Din da? Bugetul primăriei, Consiliului Local. Ăstea sunt esențiale pentru bunul mers și pentru funcționarea spitalului. Plata salariilor medicilor asigurăm, plata medicamentelor, plata hranei și a dezinfectanților necesarii, deci cheltuielile de funcționare, ca să înțelegem, da? Domnule primar, dar de ce nu se votează bugetul? Care ar fi motivele? Dar nu-mi spuneți mie de ce nu se votează bugetul, că nu sunt eu membru în Consiliul de Administrație. Eu, din câte știu, are buget spitalul. Ne-am întâlnit aseară, am dat un vot în consecință și am adoptat o rezoluție prin care am mandatat membrii Consiliul local care a fost, fac parte din Consiliul de Administrație a Spitalului pentru a analiza situația creată și a debloca situația la spital. Am înțeles că astăzi de dimineață a fost convocat Consiliul de Administrație, nu știu amănunte ce s-a decis și în ce fază se află. Aș vrea să-mi spuneți cât de mult afectează administrația locală acest scandal în care este implicată, că până la urmă este vorba despre un scandal. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să-l aflați, scandalul nu există la nivel local, doar este creat de o singură persoană. Și persoana este managerul spitalului care, din punctul meu de vedere, nu respectă anumite legi. De luni există posibilitatea ca pacienții să fie dați afară din spital. Cum comentați asta? Nu se va întâmpla acest lucru, se dă doar o aventură, reține ce vă spun, a managerului. Spitalul nu se va închide sub nicio formă. Totuși, spitalul nu mai are bani. Minciuna. Consiliul de administrație al spitalului, din care fac parte 2 membri ai Consiliului Local, nu și-a dat avizul pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru spital pe anul 2023. Între timp, unitatea medicală are disponibilă în conturi suma de peste 4.800.000 de lei, bani pe care nu îi poate folosi însă în lipsa aprobării bugetului.